În perioada 21-27 decembrie, la Camera de Gardă Pediatrie s-au prezentat 307 copii cu diverse afecțiuni respiratorii, dar și afecțiuni digestive, o parte dintre ei având nevoie și de internare. În aceeași perioadă, la secția de pediatrie au fost internați 40 de copii. În perioada 21-27 decembrie, la Camera de Gardă Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, s-au prezentat 307 copii cu diverse afecțiuni respiratorii, precum pneumonii, viroze sau bronșolite, dar și afecțiuni digestive, o parte dintre ei necesitând internare. În aceeași perioadă, în secția de pediatrie au fost internați în total 40 de copii. Astăzi, de exemplu, avem internați 32 de copii, iar ieri, 26 decembrie, am avut internați 37 de copii. Dintre pacienții internați, marea majoritate au fost diagnosticați cu boală pulmonară interstițială, 21 de cazuri, laringite și bronșolite acute, 5 cazuri. De asemenea, au mai fost și pacienți diagnosticați cu amigdalită acută, rinofaringită sau guturaiul comun, enterocolite, destul de multe, anemii, dar și cu alte afecțiuni. Cei mai mulți dintre pacienții internați au vârste cuprinse între câteva luni și 5 ani, iar la internare toți copiii sunt testați PCR pentru a afla dacă sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2, mamele fiind testate cu teste rapide antigen. Săptămâna aceasta, între 21 și 27 decembrie, nu am mai avut cazuri de coronavirus. Severitatea afecțiunilor respiratorii a crescut în ultima perioadă, foarte mulți dintre micuții pacienți având nevoie de oxigenoterapie. Insuficiențele respiratorii acute au afectat în mare parte copiii foarte mici, de la câteva săptămâni la nici jumătate de an. În medie, copiii au avut nevoie de 5 zile de internare în secția pediatrie pentru a se face bine, dar au fost și cazuri care au avut nevoie de peste 7 zile de internare. Virozele respiratorii au crescut comparativ cu lunile trecute, schimbarea vremii având efecte negative asupra sănătății celor mici. Medicii sfătuiesc pe părinți să evite zonele aglomerate, dar și contactul cu persoanele bolnave răcite.